Teme deschise cu Marina Dumitrescu. Bună seara și bine v-am găsit! Nu sunt vremile sub cârma omului, ci bietul om sub cârma vremii. Dacă înțeleapta și mult citata formulare a cronicarului își dovedește actualitatea la sute de ani distanță, este pentru că istoria umanității e, de fapt, istoria înfruntării omului cu circumstanțe potrivnice. Astfel s-a cizelat spiritul și s-a călit curajul de a merge înainte. Putem spune că războiul ideologic din lumea euroatlantică de azi, între progresiști și tradiționaliști, deși nu constituie o noutate absolută, a atins o amploare fără precedent. Capacitatea democrațiilor euroatlantice de a menține pacea de peste jumătate de secol se vede azi nedrept răsturnată de un conflict al mentalităților, iar în acest conflict, creștinismul fondator al civilizației europene se vede fragilizat. Înfruntarea ideologică generată la noi de recentul referendum deschide o temă gravă la care de altfel mulți nu se așteptau. Iar întrebarea care se ridică este în ce măsură biserica noastră face față provocărilor zilei. Teologia socială, ca releu între viața spirituală și cea comunitară, oferă neîndoielnic o platformă de dezbatere foarte utilă. Pornind de la această idee, vom discuta astăzi cu Radu Preda, cunoscut mai ales ca președinte al IICCMR, Institutul pentru Investigarea Crimelor Comunismului și Memoria Exilului, dar care la bază este un rafinat teolog și, mai precis, creatorul Catedrei de Teologie Socială de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Deocamdată singura de acest fel din spațiul românesc. Aș începe, Radu Preda, prin a te întreba cum merge această catedră și cum se aplică în contextul actual, mai ales, sau cum s-ar putea aplica teologia socială într-un mod corect și într-un mod fructuos pentru noi toți. Mulțumesc pentru întrebare. Într-adevăr, e o mare nedumerire din punctul meu de vedere, într-adevăr, că această dimensiune a deschiderii socialului către teologie și a teologiei către social nu este mai des tematizată. Dar explicația vine și din faptul că nu prea are presă bună teologia socială. În primul rând, în cadrul facultăților de teologie ortodoxă, nu avem catedre. Cursul meu este, nu vreau să mă laud că nu e o laudă, dimpotrivă, e un semn de alarmă. Și un regret, cred. Și un regret că nu s-a înțeles importanța acestei abordări. Iată, este printre singurile, ca să nu zic, puținele cursuri care se țin în materie. Pe de altă parte, nu mai avem studenți. Sunt facultăți în țară care și-au închis această secție și datorită faptului că ierarhia noastră, din păcate, nu a dus până la capăt un anevoios, dar inevitabil proces de omologare a teologului asistent social și de punerea lui în aceleași drepturi pe care le are un asistent social laic, între ghilimele, care n-are predicat religios, teologic. E o mare greșeală, așa cum greșeli putem identifica și în incapacitatea de a vedea că o asemenea secție de teologie socială și de asistență socială ai putea să formezi mediatori. Iată, s-a creat o nouă meserie în România la care noi nu participăm, cu toate că avem competența relațiilor interumane. Nu întâmplător la marile companii internaționale, mai găsiți și chiar și teologi care se ocupă de resurse umane, pentru că este o anumită pastorație a resursei acestei inefabile care e omul, că nu e o resursă precum lemnul sau curentul sau sarea sau petrolul. Așadar, revenind, avem o inconsecvență gravă în materie de încadrare pe piața muncii a teologilor asistenți sociali. Și, în consecință, nici disciplina care e la baza acestui tip de angajament social nu o duce prea bine, pentru că teologia socială, asta o spun tot timpul, este o disciplină de teologie sistematică, nu este o teologie practică, este sistematică în sensul cum este dogmatică, cum sunt și celelalte discipline de teologie sistematică. De ce? Pentru că teza fundamentală rezidă în două afirmații, de fapt. Pe de o parte, înainte de a avea o acțiune socială, trebuie să ai și o gândire socială. Dacă se poate să ai întâi gândirea și pe aceea acțiune, ar fi ideal. La noi s-a început invers, cu entuziasmul după 90, cu proiecte, cu finanțări, cu preaderare, cu celelalte pe care le știm. Bun, dar măcar acum, la 30 de ani, e limpede că trebuie să echilibrăm cumva tipul de acțiune socială cu cel de gândire socială. Asta odată. Pe de altă parte, este evident, iarăși, după 30 de ani, mai mult decât evident și în contextul crizelor amintite, că avem nevoie de o abordare teologică care să plece nu de la teologie spre societate, într-o permanent neînțeleasă predică moralizatoare, ci dinspre societate către teologie, cu toate riscurile de rigoare.
Iar eu înțeleg pe cei care, fără să fie simplificator sau să fie brutal de ortodox, să zic așa, de înțepeniți în propria lor credință, care clamează că există un risc al secularizării sau al autosecularizării prin aducerea înspre teologie a dimensiunii sociale. Îi înțeleg și până într-un punct chiar au și dreptate. Unde se întâmplă însă ruptura este acolo unde vedem că, pe de o parte, cerințele noastre absolute nu mai corespund practicii publice, așa, dar asta o putem constata și în sânul nostru eclesial, a corpului uman care slujim biserica. Dar asta a existat și în alte epoci, Radu. Tocmai, și este face parte din ruptura, din schizofrenia identitară a ființei umane căzută sub păcat. Așa. Deci odată constatăm că se îndepărtează din ce în ce mai mult idealul de practică, dar pe de altă parte nu tragem consecința că există poate o problemă de traducere, de mijlocire, adică nu ne mai luăm în serios funcția de punte între ideal și real. Și de aici, sigur, toate celelalte fenomene pe care le putem observa și pe care nu putem decât să le clamăm, să le deplângem, dar la rezolvarea cărora, de fapt, nu contribuim aproape deloc sau chiar deloc prin faptul că ne încremenim într-un maximalism care de regulă nu duce decât la împietrirea inimii. Ori teologia socială își propune în continuare, chiar și în acest context deloc încurajator, își propune în continuare să facă această punte. Sigur, crizele cu care ne-am confruntat și ne vom confrunta în mod evident, nu trebuie să fii profet ca să-ți dai seama că vor mai fi momente de mare zbatere, atât religioasă cât și civică. Nu? Așadar, în crizele care sunt și care vor mai fi, este mai mult decât evident că ai nevoie de discipline, de oameni de contact. Bisericile noastre, clericalizându-se excesiv, refugiindu-se excesiv în dimensiunea liturgică, refugiindu-se excesiv într-un dat dogmatic, au uitat să aibă acest corp de elită, de fapt, al celor care prospectează terenul, care cercetează din punct de vedere uman, al istoriei umane, capacitatea noastră de a ne ancora mărturisirea de credință, astfel încât ea să producă și roade, iar nu doar reflexe de respingere. Ei, aici e un șantier uman și instituțional foarte mare, la care, sigur, eu încă cred că merită să lucrăm, dar și încurajați cumva, pentru că dacă mai departe vom avea de-a face cu cei care ne acuză că ne autosecularizăm deschizându-ne către problematica lumii, iar pe de altă parte vom vedea că avem o autosuficiență hieratică, e limpede că la un moment dat de unul singur abandonezi lupta, pentru că nu e lupta ta doar ca cu titlul de persoană, ci e lupta pentru un anumit tip de mărturisire de care eu personal sunt convins că avem nevoie. Este extrem de judicios, pe mine mă convinge de fiecare dată acest discurs, Radu Preda, deplâng faptul că încă vorbim de singularitatea acestei catedre de teologie socială de la Cluj. Mă întreb în continuare, de ce totuși institutele teologice din România să ostracizeze o asemenea grilă, pentru că teologia socială, de fapt, cum spuneai, este o grilă, este un mod de a aborda lumea, în speță lumea contemporană, în raport și cu trecut, dar și cu viitorul, este și o chestiune de viziune. Cum să omiți așa ceva și importanța acestor mediatori pe care această grilă i-ar genera? Într-adevăr, mi se pare de neînțeles. Da, în condițiile în care, repet, mă uit cu stupoare și cu nedisimulată furie câteodată, furie în sensul de, îmi dau seama de limitele. În sensul bun. În sensul bun, dacă se poate spune așa. La cât de absentă, de asurzitor de absentă este vocea teologică în dezbaterile cetății. În condițiile în care, repet, avem 16 facultăți de teologie, în care avem sute, hai să zicem chiar mii de dascări de teologie, că trec aici și pe cei de la seminarii. Adică este impardonabil ca noi să avem, practic, o masă încă destul de consistentă de învățători, dar, pe de altă parte, învățătura să fie atât de slab prezentă ca ipoteză de lucru, măcar, în dezbaterea publică. Este o discrepanță pe care nu putem pune doar pe seama societății care, vezi, Doamne, s-a secularizat, e post-traumatică, e consumistă și punem toate ismele, le punem în coadă până când o facem praf și cu asta credem că am rezolvat problema. Dar ni se datorează și nouă, ca biserică, ca corp social al bisericii noastre. De ce nu lăsăm deoparte această lene a mărturisirii? Eu cred, la întrebarea aceasta, de ce nu se dă mai multă atenție? Eu cred că este și foarte mult lene la propriu. Pentru că pentru a fi, pe de o parte, la zi cu ce se întâmplă în societate, pentru a identifica răspunsuri
judicioase din punct de vedere dogmatic, dar și nu numai, moral, situațional. Învățătura creștină oferă o platformă enormă, deci o sursă de soluții, de fapt. Inepuizabil, adică sigur. Am putea chiar merge pe logica unora pe care am mai văzut-o formulat în aceste zile. Nu sunt atâtea provocări pe câte soluții le oferă. Ar putea exista. Ei, ori, ce se întâmplă? Eu cred că mulți oameni suferă de ceea ce, oameni, nu? Colegii ai mei, teologi, care se consideră ca tare, fără să fie neapărat, chiar dacă au studiile și diplomele înrămate, suferă de ceea ce Suța numea foarte plastic întotdeauna. Sunt posedați de certitudine. Cine este luat în posesie de certitudini, nu mai are dubii, ori dubiul, Este instrumentul epistemologic preferențial. L-au avut și l-au folosit exemplar Sfinții Părinți, l-au folosit apostolii în prezența pământească a Mântuitorului. De câte ori apare în Noul Testament întrebarea, ce ai vrut să spui cu asta? Sau replica cealaltă a Mântuitorului, voi ce spuneți? Voi ce credeți? Adică cum vedeți voi lucrurile? Deci dubiul, întrebarea, toate acestea sunt instrumente care într-o dezbatere onestă se pot dovedi toate căi prin care tocmai atragi pe cel care credea că tu ești doar de un fel și constată că are mai multe în comun cu tine decât la începutul confruntării. Deci una peste alta este o chestiune de mobilitate. E o chestiune de informație, e o chestiune de cunoaștere. Deci sunt multe ingrediente. Mă întrebam, eram în situația asta acum câteva zile, de a ruga pe mai tânăr coleg la Cluj să preia o parte din obligațiile mele academice la fața locului, tocmai pentru a nu văduvi pe studenți de această disciplină. Și mă gândeam, care ar fi portretul ideal al unui teolog social, adică al unui teolog deschis către etica... Deschis către acest discurs. Da, că, de fapt, când spun teologie socială, ortodoxă, eu spun, de fapt, vorbesc despre etica bisericii tărăsăriți. Uh-huh. Etica. Uh-huh. Dacă morala se ocupă de dimensiunea personală, etica se ocupă de dimensiunea publică, uh-huh. Simplificând, dar nu foarte mult. Da. Ori, care ar fi profilul eticianului ortodox? Acelui care este în posesia acelor instrumente de identificare, consolidare, respectiv clarificare, a ceea ce grecii, cum numai ei au putut o face, presupune în abisurile sale, dar și în concretețile sale, dimensiunea etică, a itosului, a modului cum respiră un organism. Așa cum respirăm fiecare individual, noi respirăm într-un anumit fel toți la un loc. Deci acest itos. Ori, care ar fi așadar capacitățile minimale? Păi, în primul rând și în primul rând, tocmai asta ce povesteam, adică capacitatea de a intra în dialog cu realități care, pentru majoritatea, din păcate, a colegilor noștri, teologi fiind, nu intră în discuție. Cu toate că noi în teologie am avut și în trecut, dar avem și acum în epocă modernă, discipline care fără dialog nu pot exista ca atare. Nu poți face Noul Testament fără să ai un dialog permanent cu iudaistica, cu limbile orientale, cu arheologia. Iată, la fel, nu poți face istorie bisericească fără într-un dialog permanent cu istoria propriu-zisă mai largă, laică, iarăși între ghilimele, cu disciplinele auxiliare, de la heraldică și până la topografii precise, nu poți face istorie bisericească. Și așa mai departe, dogmatica nu poți face fără dialogul permanent cu filosofia, cu evoluțiile, cu provocările, cu noile curente. Deci, teoretic, noi avem în toate disciplinele, dar absolut în toate disciplinele, avem... Coordonata dialogului. Un rezultat pervers al ghetoizării liturgico-teologice a perioadei comuniste, pe care noi nu am reușit să o depășim, este tocmai această incapacitate de a relua, de a sparge zidul care ne-a înfundat tunelul comunicării cu restul lumii. Înainte de instalarea comunismului, biserica începuse să accentueze acest tip de dialog, acest tip de raport mai viu cu societatea? Începuse, practic. Începuse, păi avem dovezi, adică atât prin teologii de la Cernăuți, care au pe formație nemțească prin forța lucrurilor, atât prin Academia de la Arad teologică, sau și prin cea de la Cluj, sau de la Sibiu, sau de la București. Avem în perioada interbelică și nu și înainte chiar inițiative laice salutare. Deci să nu uităm că totuși teologia noastră românească, până să fie ea organizată instituțional,
a făcut câteva isprăvi, care sigur au fost curmate brutal odată cu instaurarea comunismului, dar noi n-am ieșit din acel modus operandi al perioadei comunismului, noi n-am ieșit, dovadă că ceea ce a fost atunci ghetou liturgico-teologic s-a transformat astăzi în complex reconfirmat zilele acestea de cetatea asediată. Adică nu reușim să dărâm zidurile, nu reușim să ne apărăm soft. Noi încă suntem în situația în care ne apărăm hard. Adică ne închidem pur și simplu. Pierzându-ne însă credibilitatea, Radu Preda, și nu ezit să spun că amândoi vorbim, nu o să ascundem asta, de pe poziția unor mărturisitori creștini în Biserica Ortodoxă, deci noi suntem în Biserica amândoi, tu ești cu pregătire teologică, eu nu, dar trăim și trăim unor dureros acest tip de ruptură despre care vorbești. Criza care s-a creat acum recent în jurul acestui mult vehiculat referendum, nu o să intrăm în detaliile lui nici tehnice, nici politice, nici de altă natură, dar această criză, ca și momentul crizei colectiv, au arătat, din păcate, încă o dată că această ruptură, această falie între gândirea teologică, între aspectul ei, să spunem, teoretic, spiritual și realitatea societății, este, din păcate, încă foarte profundă și ea nu poate să ducă decât la o decredibilizare a celor care ar dori să-și continue misiunea aceasta creștină în societate. Aș mai fi vrut să te întreb ceva în legătură cu ce se întâmplă în jur. Cum arată problematica asta a teologiei sociale sau cum se pune problema acestei grile în alte biserici ortodoxe? Este la fel de rău ca la noi, aș zice? Rău. Nu, lucrurile nu sunt pare așa simplu de împărțit în lucruri rele sau bune. Cred că problema este tocmai de capacitatea de a răspunde unor provocări. Ideea mea era, peste tot comunismul a ghetoizat această atitudine a bisericii ortodoxe? Mai cu seamă în țările care s-au făcut experiența comunismului, se pare că da. Adică există și acum, inerțial, acest reflex, repet, al ghetoului, respectiv al cetății asediate, care, sigur, traduce, de fapt, și actualizează marea spaimă pe care a avut-o, nu doar ortodoxia, ci creștinismul în general, în dialogul foarte tulbure și turbat câteodată cu modernitatea ca proiect în sine. Da. Așadar, noi am preluat din modernitate mai cu seamă ceea ce ea are cel mai urât. Or, asta ne face de multe ori incoerenți în raport cu provocările pe care ea ne le pune în față, dar pe care nu le putem evita, decât cu prețul ăsta, de a nu mai fi credibil, de a fi niște ciudați, în condițiile în care, sigur, știm... De a fi și noi alți radicali, opuși radicalilor de pe tabăra cealaltă, să spunem progresistă, pe care îi acuzăm tocmai de asta. Îi acuzăm de lipsă de nuanțe, de dialog, în condițiile în care nici noi nu excelăm în dialog și nuanțe. Absolut. Te-aș fi întrebat concret, Radu Preda, pe acest teren pe care totuși de câțiva ani îl constituie problema asta modificării Constituției în sensul în care urma să fie modificată afirmării familiei într-un anumit fel. Deci pe fondul acestei crize, care este și o criză, să spunem, de natură spirituală și socială, ce ar fi putut face, cum ar fi putut să contribuie pozitiv grila asta teologiei sociale mai corect întrebuințată și, în orice caz, preluată de mai multe spirite, de mai multe persoane, personalități? De la bun început, și nu vreau să alimentez și să ilustrez formula că după război, după referendum, mulți viteji se arată, dar în condițiile în care sunt întrebat așa frontal, pot să răspund foarte clar că aș fi văzut în primul rând un tabel, o listă de problematici. Faptul că noi am redus problema familiei doar la chestiunea de gen, ne-a băgat în cea mai tâmpită capcană, și nu mă sfiez să folosesc acești termeni radicali, într-o capcană din care n-am ieșit nimeni întăriți. Nici familia tradițională, așa zicând, pentru că familia e una, nu e nici tradițională, nici netradițională. Deci aici deja faptul că am acceptat să ștampila de tradițional mi se pare o înfrângere înainte de a lupta. Așa, ca și cum ar putea fi o alternativă la familie. Ori asta, de fapt, vrem să noi să lămurim. Nu există alternativă la biologie, decât eventual în alte galaxii cu alte forme de viață. Dumnezeu știe dacă există și dacă există, cum le legitimează acolo. Dar nu-i treaba noastră, câtă vreme nu avem indiciile și instrumentele să cunoaștem ceea ce doar bănuim eventual sau scriem din fantezie în SF-uri. Așadar, revenind, câtă vreme nu e alternativă la familie, nu e nici tradițională, nici netradițională. Bun. Dar eu aș fi vrut ca problematica aceasta de gen să fie parte, dacă se poate, la coadă,
a unei liste ceva mai elaborate, a unui pact național, a unui pact național în care să combatem în primul și în primul rând efectele perverse, dacă ai se văd deja, ale căderii demografice, faptul că în România nu corupția, părerea mea este că nu corupția e numărul 1 în România. Ci avorturile. Nici măcar. Bun, și avorturile, clar, dar nu, dincolo de avorturi sau de corupție, ci o problemă cu care noi ne confruntăm zi de zi, și eu ca șef de instituție publică mă confrunt zi de zi, este diminuarea cantității de inteligență. Pentru că inteligența este purtată de o populație care are cultură, care are sentimente, care are identitate. Câtă vreme acea populație se micșorează, ergo, și cantitatea de inteligență cu care poți să conduc o țară, o instituție sau să fac alte lucruri, scade. Deci problema noastră majoră nu sunt doar banii furați de unii sau de alții. Problema majoră este că suntem o țară din ce în ce mai prostănacă. Asta mă îngrijorează chiar fundamental. O văd asta pe toate palierele. Te rog să mă crezi, și în zona bisericească, și în zona laică, și în zona instituțiilor. Suntem înconjurați nu de oameni corupți doar, ci și de oameni proști. Asta o dat, asta o dat. Deci aș fi făcut un pachet, un pact național, în jurul unui pachet de măsuri concrete. Legate. Un pachet în care intră, după cum spuneam, însă și problema avorturilor. Absolut. N-am auzit un discurs vehement al bisericii împotriva acestui fenomen. Absolut. Care ne plasează pe primul loc în Europa în ceea ce privește. Absolut. Numărul anual de avorturi. Absolut. N-am auzit vorbindu-se despre frecvența divorțurilor, despre slăbirea, de fapt, unității familiale. N-am auzit vorbindu-se despre alte forme de disipare, de fapt, a conceptului de familie, așa cum spun ei, tradițional. Da. Dintr-o dată ne-am înverșunat pe o temă punctuală, tratând-o într-adevăr ca și cum ea n-ar exista, deci încercând să o eliminăm prin discurs de pe fața pământului, ceea ce este imposibil. Este și o lipsă de realism aici, nu? Realism e puțin spus. Nu, este, iarăși, mă întorc la vorba lui Țuțea, cei care sunt posedați de certitudine, ca orice posedat, până nu iese dracul din el, nu poate să gândească altfel, adică... Dar ei confundă de multe ori această certitudine pe care și-o arogă, pe care o consideră un fel de drept inalienabil, cu mărturisirea adevărului. Se spune de multe ori între confrații noștri din Biserica Ortodoxă: eu cred în adevărul Evangheliei și deci sunt inexpugnabil eu, ceea ce nu este adevărat. Una este credința în acest adevăr, pe care cu toții îl mărturisim, și alta este posibilitatea sau nu de a mă declara eu personal deținătoarea vreunui sau deținătorul vreunui adevăr absolut în raport cu lumea în care trăiesc. Sunt două lucruri diferite, dar care sunt suprapuse în mod greșit. Nu, și care au fost tranșate chiar și de Sfântul Apostol Pavel, când spune foarte clar, credința fără fapte este moartă, așa încât deci faptele noastre ale credinței, asta ar trebui să fie, inteligența, adaptarea nu prin lașitate sau prin diluarea cantității de adevăr, ci tocmai prin capacitatea de a îl pune prin noi în dialog cu lumea de astăzi. Asta e, până la urmă, tema majoră a discuției noastre și a teologiei sociale și a modului cum abordăm provocările prezente și viitoare. În ce măsură prin noi, dacă noi suntem relee binecuvântate sau nu, prin care adevărul imuabil să devină parte, ipoteză de lucru a unei umanități în mișcare. De fapt, asta e marele pariu pe care noi îl vedem în mod exemplar, dar și obligatoriu pentru noi, ne obligă, îl vedem pus în practică de Sfinții Părinți. De ce i-au rămas în continuare și să vor rămâne până la sfârșitul veacului lor exemple? Pentru că este generația de aur, întinsă pe câteva secole, în care spiritualitatea nu exclude intelectualitatea, în care intelectualitatea nu exclude slujirea la altar, în care slujirea la altar nu exclude prezența în cetate, în care adevărul nu exclude îndoiala, ba din potrivă îi dă o calitate superioară. Deci sunt o seamă de trăsături care, ce să zic, toate însumate, ca să nu confuzionăm pe cei care ne ascultă, toate însumate arată că a fi creștin
este cea mai incomodă misiune pe care o poate primi omul. Că e mult mai simplu să fii ideolog, să fii funcționarul unui singur interes, să primești stipendiile în funcție de ceea ce vor alții să audă. Deci a fi om liber, nuanțat, a iubi și pe cei care nu te iubesc pe tine, a întoarce cealaltă obrază. Adică lucrurile acestea care noi le-am transformat în metafore, dar care în viața noastră de zi cu zi se transformă în tot atâtea scandaluri care pot fi pentru ceilalți mântuitoare, adică să le atragă atenția că nu sunt bine, toate aceste lucruri presupun o personalitate complexă. Și repet, Steinhardt avea dreptate când spunea că lui Dumnezeu nu-i plac proștii, mai cu seamă dacă sunt ortodoxi. Deci este de fapt o misiune pe care o avem noi mărturisitorii creștini, mai nobilă și mai frumoasă decât oricare alta, și este păcat să o reducem sumar la niște trăsături care nu sunt convingătoare. Dacă Biserica Ortodoxă acum, Radu Preda, zdruncinată de acest eșec pe care îl considera fi nevalidarea referendumului, ar convoca o serie de intelectuali creștini din cetate, îmi închipui că aceasta ar fi prima propunere pe care ai face-o. Să se ia mai în serios acest domeniu al teologiei sociale și chiar să se înființeze departamente în institutele teologice. Ce le-ai mai propune? În primul și în primul rând aș propune ca toată teologia noastră să aibă, cum face orice catehet bun de calitate, orice cateheză bună sau tâlcuire la Evanghelia zilei presupune așa numită parte de actualizare. Ei bine, eu aș propune ceea ce deja știm cu toții că ar trebui făcut, dar aș repune în discuție modul în care reactualizăm sau actualizăm, mai bine zis, datele teologice în raport cu vremurile în care trăim. Nu pentru ca să fim în pas cu vremea. Asta vreau să tot să înțeleagă. Noi nu facem un hatâr modernității că stăm de vorbă cu ea, ci dăm o șansă oamenilor care trăiesc în modernitate de a se întâlni cu Hristos prin lumina noastră mărturie, dacă nu o fac direct prin lucrarea Duhului Sfânt, prin alte mijloace tainice ale bisericii, pe care slavul Domnului nu le scoatem din ecuație. Așadar, cât ține de noi omenește vorbind, ar trebui să reluăm intelectual, vreau să zic, șantierul acesta al teologiei de școală. Pentru că el este, în primul și primul rând, este învechit, este pe structuri care deja se țin de secolul XIX. Modul cum separăm noi istoria bisericească universală de istoria bisericească locală mi se pare barbar. Noi nici acum nu avem o abordare măcar la nivel de continent, la nivel de Balcani. Nu mai zic că mi se pare iarăși un barbarism să mai separi exegeza vechiului de a Noului Testament. Așa cum mi se pare impardonabil să faci teologie dogmatică fără teologie fundamentală. Iată o disciplină care a dispărut complet, ca să nu mai zic dispariția filosofiei ca disciplină sau apologeticii. Iată, sunt o seamă întreagă de lucruri care, culmea, existau în trecut, dar care astăzi ne-ar fi fost de mare folos, dar care între timp au fost suprimate. Sigur, dăm vina pe comunism, încă mai putem da. Dar eu avertizez ce o voi face și mai abitir la anul. Noi intrăm la anul în ultimul deceniu al marelui alibi istoric. La anul intrăm în al patrulea deceniu de tranziție, de postcomunism, la finalul căruia nu vom mai putea da vina pe comunism, așa că nu mai putem da vina pe turci dacă lucrurile nu merg bine în țară. De aceea zic, măcar în acest ultim deceniu, când mai avem un alibi încă de care ne mai putem folosi, măcar acum, cel cronologic exact, al istoriei, măcar acum să conștientizăm că trebuie să repunem în discuție fundamental toată construcția noastră, repet, a teologiei ca disciplină, ca mod de viață. Ei, nimeni nu spune că asta se face de pe azi pe mâine. Nu sunt pentru abordări radicale, dar pentru o recalibrare a ceea ce noi oferim viitorilor noștri slujitori la altare și nu numai, și provocările cu care ne confruntăm, pentru a face cât mai apropiat și posibil transferul de cunoaștere și de convingeri dintr-o parte și într-alta, pentru asta trebuie să punem într-adevăr fundamental toată teologia noastră de școală în discuție, pe de o parte. Pe de altă parte, sigur, însăși, inițiativa de a aduna câțiva laici, și numai laici, pentru că să ne înțelegem, nimeni nu poate să aibă orgoliul de a considera că reprezintă un fel de memorie externă a bisericii în care umblă prin cetate, nu? Nu, toți suntem parte a bisericii și nu văd de ce ar trebui să ne individualizăm noi ca laici în raport cu alții clerii sau călugări sau mai știu eu ce alte categorii. Iarăși sunt false opoziții, false deosebiri, care de fapt nu fac decât rău, nu fac decât să accentueze niște disensiuni care pe fond n-ar trebui să existe. Plus că m-ar deranja dacă de pildă biserica ar înțelege din acest fiasco al referendumului că are nevoie de luptători,
că ai nevoie eventual de o gardă de elită, de niște lătrători elevați la televiziuni și la radiouri. Care ar putea metaforic fi numiți de unii talibani. Iar când se întâmplă asta, ne supărăm. Ne supărăm pentru că, repet, biserica nu are nevoie de reprezentanți ideologici. Categoric. Că asta e diferența între teologie și ideologie. Deci, dar noi, e limpede pe de altă parte, că nu poți ignora acea pătură, să o numesc așa provizoriu, cu scuzele de rigoare, de oameni care în biserică fiind își pun problemele legate de modul în care viața noastră se răsfrânge în cetate și invers, în ce măsură viața cetății ne afectează și în interior. Ei, a nu te apleca asupra acestei expertize, care nu trebuie să fie infailibilă, care nu este nici măcar unică. Și nici definitivă neapărat. Ultimul atribut al unei astfel de abordări, pentru care însemna că iarăși ne-am reinstalat în certitudini. Tocmai că e ceva fluid, e viu vieții. Așadar, viu vieții, da, revenind, deci ar fi e momentul, cred că, ultim în care ierarhia noastră, și nu vreau să fiu înțeles prost, dar e mult momentul în care ierarhia noastră, că este cea duhovnicească a părinților de la parohii sau de la mănăstiri, că este cea sacramental-canonică din sinod, că este întrupată de profesorimea de teologie în fața căreia trec generații întregi de oameni, din ce în ce mai puțin de alminte de iată demografia. Să înțelegem, deci la nivel de ierarhie, în sensul larg al termenului, că lucrurile nu mai pot continua în matricea pe care noi am cultivat-o nereflexiv. Noi cultivăm o seamă de lucruri fără să fi gândit neapărat în marginea lor. Noi avem o cantitate imensă de lucruri care se petrec, care există, fără să le fi interogat fundamental existența ca atare. De aceea, pe lângă reaua intenție eventuală a unora sau altora, există o cantitate multă de inerție care paralizează înnoirea, paralizează trezvia, paralizează luciditatea. E ca și la stat. Multa birocrație te face și pe tine, care vrei să vii cu idei noi, te face parte dintr-un lanț care blochează în loc să declanșeze noi energii. Deci lucrurile sunt, păstrând proporțiile, sunt la nivel instituțional, nu întâmplător, toată sociologia religiilor din modernitate pune accentul pe această instituționalizare a credinței și asupra riscurilor pe care le aduce după sine și în același timp arată cât de false sunt sectarismele non- sau anti-instituționale ale unora sau altora care au impresia că aduc aerul proaspăt al primei zile de după Evanghelie. Deci e lipide că instituționalizarea are niște riscuri, pentru că e vorba de o masă umană, e vorba de structuri, de salarii, de interese, de neputințe. Dar a nu pune în subsemnul întrebării, din când în când, ca și într-un stat, nu, care trebuie din când în când reformat, reforma în sine nu este un păcat sau un lucru rău. Important este să fie dus până la capăt și să fie consecventă și să nu fie prea deasă, și asta e adevărat. A nu pune subsemnul întrebării, iată, în asemenea momente de inflexiune, în care s-a văzut că modul cum am acționat și am gândit de până acum nu este optim, a nu-ți pune întrebarea și a nu încerca să găsești un răspuns printre altele și de la cei care, iată, precum să nu e acum de vorbă, ar putea umilmente, nu cu orgoliu, să se pună... Nu ne asumăm niciun fel de certitudini, nici noi, mai ales tu ești autoritatea în această discuție. Nu-ți asumi nicio certitudine. Aș îndrăzni să spun că spui numai lucruri de bun simț. Foarte frumos, foarte nuanțat, dar lucruri care în mod normal ar trebui să fie pe placul multora din cei care ne ascultă, zic eu. Sper, dar vedeți, ca și normalitatea și bunul simț nu e de la sine înțeles. Nu știu ce vin în minte expresiile lui Țuțea, poate că tocmai vremurile sunt tulburi. Chiar vreau să te întreb ce ar zice Petre Țuțea, pentru că îl cunoști pe din afară, l-ai integrat pe Petre Țuțea și văd că mi-ai luat-o înainte. Deci foarte bine să-l cităm, da, chiar și virtualmente. Da. E, ce ar fi zis el despre situația asta? Da. În primul rând că ar fi folosit un termen foarte tare. Da, cred. Așa, și ar fi spus că e de tot rahatul. Scuze, sper că pentru asta nu se le iau amendă la CNA. Țăran din Mușcel ar fi văzut foarte clar că miza este chiar mizerabilă. Pe de o parte, pe de altă parte, sigur, ar fi dat toți pereții și de pământ cu trepădușii adevărului care compromit mai mult decât toți cei care ne acuză la un loc, ceea ce de fapt ne străduim să mai salvăm. Revenind la Țuțea, la o formulă a lui legat de evidența unor lucruri, este, avea o vorbă că marea muzică se poate decela de zgomot prin faptul că marea muzică este fredonabilă. Adică îți vine minte și îți cântă înăuntru.
te locuiește. Da, așa cred că e și bunul simț, așa e și normalitatea. Trebuie să fie lucru fredonabile, nu ca să te chinui, să-ți aduci aminte. E, ori a fi în situația asta în care să fredonezi adevărurile, bunul simț, normalitatea, presupune să te eliberezi de tot ceea ce te ține încordat, tot ceea ce te ține captiv. Ori ăsta deja e un act de terapie pe care noi nu ne-am asumat în ultimii 30 de ani deloc. Noi suntem bolnavi care ne-am scris cu propria mână eliberarea din spital. Aș îndrăzni să-ți pun o întrebare delicată și poate că neavenită. Cine din categoria pe care o reprezinți, deci de intelectual, șef de instituție de altfel, mărturisitor creștin, scriitor, publicist, ai foarte multe calități, Radu Preda, în afară de cele academice bine instalate acolo la baza ta. Cine mai ține un asemenea discurs pe aici în jur? Nu te elogiez gratuit, dar de ce ești o voce atât de singulară? Și țin să menționez că ești foarte credibil datorită acestei voci singulare, dar foarte argumentate. Iarăși, risc să mă repet, dar cred că repetiția e necesară când lucrurile sunt complexe. Da. Pentru a fi în dialog cu lumea, sună foarte abstract, dar e foarte concret, trebuie să ai niște instrumente. În primul rând trebuie să cunoști, trebuie să ai curiozitate, să vorbești niște limbi străine, să te uiți, nu cu invidie, dar cu atenție mare, care sunt meșteșugarii altor discipline. Cum lucrează sociologul? Cum lucrează cel din științele politice? Care este chestiunea economică? Adică să ai capacitatea, iarăși obsesiv mă întorc la Suțea, care spunea că de ce e foarte important în viața unui om. Că mai veneau tineri pe la el și îi întrebau. Da. Zice, domnule, e foarte important să știi o meserie. Pentru că o știi pe aia, înseamnă că știi metoda. Iar dacă ai metodă, le poți face pe toate celelalte, dacă e nevoie. Sau tot el spunea că ce e un ministru. E acel om de bun simț care ascultă de sfatul specialiștilor. Adică e foarte important, noi, de teologia socială ca disciplină, de fapt este o provocare metodologică. Ai răspunde, nu-i comod, pentru că, repet, te scoate din certitudini, te expune unor atacuri chiar din rândurile propriilor tăi confrați. Din comoditatea certitudinilor, da, să subliniem. Evident, comoditatea criminală, toxică a certitudinilor, așa te face țintă, în primul rând, printre ai tăi, că ești prea lucid, prea critic, că vezi totul prea în negru. Păi, toți anii mei de la Cluj, la început, aveam tot felul de plezne, adică primeam tot felul de reacții, inclusiv la nivel foarte înalt, în biserică, da? Adică eram acuzat de lipsă de loialitate. Asta e. Da, adică faptul că puneam în discuție niște subiecte care, iată, acum sunt pe buzele tuturor. Dar le puneam acum 20 de ani, era o dovadă, în primul rând, că dacă ești inteligent, aha, înseamnă că ai o credință slabă și oricum ești un tip neloial. E un tip care bate câmpii, care bagă bățul prin gard. E, iată s-a dovedit și nu este succesul meu, ca zic așa între ghilimelele, succesul, dar este evidența vieții care ne pune în fața această concluzie că a nu exersa în interior virtuțile clarității, ale limpezimii, ale criticii și autocriticii chiar, ale analizei, ale introspecției, ale dubiului, ale dialogului interior, nu? A nu apela la toată această claviatură pe care, repet, o vedem din Evanghelie până în toate scrierile Sfinților Părinți. Nu întâmplător marile scrieri patristice sunt în forma unor dialoguri, sunt niște scrisori. Răspund unei nevoi. Nu sunt construcții pur și simplu emanate dintr-o gândire pur teoretică. Sunt răspunsuri concrete, la întrebări concrete. A nu face acest exercițiu spiritual al concreteței, te spune în situația mai mult decât jenantă de a nu fi capabil să adaptezi și să actualizezi Evanghelia într-o epocă în care este mai mult nevoie decât ea, decât oricând, poate. Și să antagonizezi părți întregi, zone întregi ale realității în care trăiești, ale lumii în care trăiești în secolul acesta, 21, în anul acesta, 2018, să antagonizezi ca și cum ai putea elimina din discuție sau de pe pământ o anumită categorie de aspecte. Pe de altă parte, însă nu mai puțin adevărat că cu anumiți oameni, cu anumite orientări cel puțin, nu cu anumiți oameni, cu oamenii mai puțin, dar cu anumite orientări, cu anumite ideologii, n-ai cum să ai dialog. Deci trebuie să subliniem și acest lucru. O bună abordare în cheie etică îți arată și limitele. Sunt anumite formule, anumite propoziții de convingere cu care nu poți fi de acord, cu atât mai puțin nu poți să le convertești în ceea ce ai vrea tu să fie ele, pentru că pleacă de la premise complet diferite. Dar, scuză-mă, eu cred că un dialog sustenabil și un dialog coerent, bazat pe toate cele pe care le spui, ar determina și tabăra cealaltă, altera pars, poate să-și nuanțeze anumite poziții însăși. Eu, cu nădejdea pe care mi-o dă credința creștină, așa văd soluțiile în viitor, nu sunt răspunsuri definitive de dat acum în raport cu această criză majoră a lumii actuale. Dar eu cred că tot de aici va porni, de la o formă de dialog. Da, la care, repet, n-avem alternativă.
Practic nu avem. N-avem. Decât dacă ne imaginăm că suntem ultima generație și încât adevăr noi suntem cei chemați, iar și asta este o mândrie pădos, e mândria esatologică a celor care cred că vor închide lumina. Așa. Deci e foarte grav, e foarte grav, nu? Adică lumea nu începe și nu se termină cu noi, de aceea e foarte important să ne facem relee, să comunicăm mai departe, să fim punți, iar nu porți groase și urâte. Și să nu pierdem nădejdea. Radu Preda, ne apropiem de încheierea acestei discuții, pentru care îți mulțumesc foarte mult. Sunt bucuroasă că de la acest microfon al temelor deschise ai spus lucruri atât de importante. Eu sincer sper în ele și am credința că până la urmă cumva se vor împlini. Aș mai vrea două mici aspecte să amintim. Suntem în luna celor două mari pelerinaje anuale. Pelerinajul la Sfânta Cuvioasă Parascheva, care de fapt a avut loc acum câteva zile, și pelerinajul la moaștele Sfântului Dimitrie Basarabov. În general, luna asta este o lună țintită, bineînțeles, de toate zonele progresisto-agnostico-atee din societate. Este un fel de moment prielnic pentru a trimite șarja aceasta de dispreț și de neînțelegere și de ignoranță către cei care în continuare cred în aceste lucruri și în adevărul pelerinajelor ca formă de comunicare cu Dumnezeu și de comuniune. Pelerinajul de la Sfânta Cuvioasă Parascheva întotdeauna se exprimă, chiar și din interiorul bisericii, în cantitate. Cât de mulți oameni au fost acolo. Într-adevăr, e impresionant numărul de persoane care se strânge, dar mi se pare că această abordare cantitativă obnubilează discuția și nu pune problema ceea ce spuneai mai înainte. Observării acestei mulțimi ca de fapt o adunare de persoane. Aici este o chestiune care poate că ar trebui iarăși să fie mai mult abordată de discursul creștin. Aici tema este în sine, ar merita o emisiune separată și eventual da, legat de faptul că pelerinajul în sine nu rezidă doar la cele trei zile eventual pe care le petrece pelerinul pe drum și în proximitatea Sfintelor Moaște. Pelerinajul, asta e și ideea de pelerinaj. După pelerinaj este înainte de pelerinaj. Adică toată pregătirea de care precede cele trei zile este decisivă. Așa. Pentru că anumite pelerinajuri ar fi un fel de scurtătură soteriologică. Adică tot anul nu sunt de fapt într-un pelerinaj, cum suntem de fapt ca oameni, ca ființe muritoare, ca și suntem inevitabil într-o situație de pasaj, nu? Și atunci, în schimb, trei zile acelea cum fac unii, că nu țin postul, dar țin prima și ultima săptămână, crezând că dacă au ramele asigurate și conținutul e în regulă. Ori nu e, mijlocul adică. Ori așa și aici. Ar fi o discuție, zic eu, interesantă și cu reprezentanții clerului. În ce măsură avem noi tăria, inteligența și tenacitatea de a pregăti pelerinii timp de un an de zile pentru întâlnirea aceasta? Și de ce este important să venim pregătiți la ziua de naștere a modelelor noastre. Și așa cum nu te duci la o zi de naștere a unui prieten cu mâna goală, te duci ori cu niște flori pentru doamna, ori niște bomboane, ori niște jucării, ori o sticlă de vin, tot așa trebuie să te pregătești, să-ți faci pachetul de cadou tot timpul anului, ca să fii pe măsura celui sărbătorit. Dar și acest discurs, Radu Preda, din partea bisericii, ar trebui vrând nevrând adaptat epocii. Sigur, actualitatea pelerinajelor și în apus și în răsărit pentru mine este o evidență. Peste tot sunt pelerinaje majore în vigoare. Însă sigur că discuția, abordarea, cateheza privitoare la acest gest extrem de important creștin în special, ar trebui și adaptat acestor vremuri, că una este pelerinul acestui mileniu și alta a fost pelerinul mileniului trecut sau de acum 500 de ani, nu? Deci aici intervine grila asta tot a unei teologii sociale până la urmă. Da, adică în ce măsură pe drumul acesta către cel faci achiziții care pot să-ți fie utile, în ce măsură te limpezești, în ce măsură îți dezlegi o seamă de întrebări și chiar dileme sau îndoieli. Pe lângă dimensiunea social-teologică a faptului că mase întregi de oameni se pun în mișcare, care sigur este dintr-un fel de privire de sus, așa este, este foarte interesant de văzut modul cum se formează valurile credinței, ce tangaj au, pe de altă parte cât nămol și nisip duc cu ele, ca la orice fluviu care merge spre vărsare în ocean sau în mare.
Adică sunt totul de depuneri care sunt luate cu totul. Adică de aici sunt, înțeleg prin asta, tot felul de credințe, de superstiții, de metehne care se vor confirmate, vezi, Doamne, pseudo-sacramental, prin atingere, prin închinare. Și pe care, din păcate, biserica prea rare ori le preîntâmpină sau le contrazice. Bine, să zicem că este balastul uman de care niciodată nu vei putea fi eliberat în totalitate și nu cred că e nici să dai, să deratizezi, să faci credința aseptică. Forme parareligioase vor exista tot timpul. Eu dau ca exemplu de bună integrare a ceea ce nu este genuin creștin și nici măcar genuin evanghelic propriu-zis. Dau exemplu colindelor noastre, care reflectă plăci memoriale din epoci mai mult decât apuse, dar care, fiind prezervate în biserică, fiind date mai departe, au fost reinvestite cu sens. Dar este un triaj care trebuie făcut, clar, asta e clar, ideea. Clar, un triaj și mai cu seamă, de aici revin asupra pastorației pelerinajului. Da. Important este ca țelul să fie clar, iar în același timp, pe măsură ce țelul e clar, și drumul să fie clar. De aceea zic, pelerinajul începe practic a doua zi după ce ai plecat de la pelerinaj. Și asta ne reafirmă importanța unei teologii de școală, a unei pastorații la nivel parohial și mănăstiresc, care să nu mai plece de la lucruri evidente și de la sine înțelese. Așa cum în poziția mea la Institutul de Biserică a Crimelor Comunismului spun tot timpul că libertatea, democrația, drepturile omului nu sunt valori de la sine înțelese, dovadă că s-a murit pentru ele și trebuie permanent să le apărăm, nici datele credinței nu sunt lucruri de la sine înțelese. De aceea a le repune sistematic și periodic în discuție nu înseamnă a ne goli pe noi de convingeri, nu înseamnă cădea periodic într-o depresie existențială. Sau în cine știe ce erezii. Sau nu știe ce erezii, sau sincretisme, sau alte forme mai mult sau mai puțin comode. Nu, ci este vorba despre o vitalitate interioară care, la adică, poate să se traducă inclusiv într-o vitalitate trupească. Oamenii care au convingeri puternice și bine articulate și verificate și răzverificate, cred eu că trăiesc mai bine decât alții care plutesc în sosul unor aranjamente de moment. Aș mai insista asupra unui episod care mi s-a părut de-a dreptul rizibil, dar și trist, legat de unul din politicienii noștri de vârf, nu o să-i spun acum numele, care la actualul pelerinaj, cum se întâmplă de fapt an de an cu mai mulți, dar de data asta a fost surprinsă imaginea clară, a considerat că poate să treacă, deci să depășească rândul pelerinilor, care era deja foarte lung și foarte amplu, pentru a ajunge la moaștele Sfintei Parascheva să le sărute înaintea celorlalți. Mi se pare aici expresia tristă a acestei ignoranțe totale de care dă dovadă un reprezentant înalt al statului român, făcând acest gest ca și cum coada aia pe lângă care trecea era o banală coadă la permise de conducere sau la alt serviciu public peste care treci. Nu? Este o contradicție în termeni să faci acest pas exagerat. Problema asta am avut-o concret și eu pe radarul meu personal în anii când mergeam nesmintit vară de vară pe 15 august la Mânseia Nicula cu mitropolitul Bartolomeu de fericită memorie. Și atunci și acum mă întreb din ce a luat trebuie să fii făcut ca om să-ți arogi în virtutea unei funcții publice până la urmă, care are la bază și ea un vot dat de băi, mulți și anonimi. Nu? În ce măsură poți să-i sfidezi așa? Adică, de ce nu stai în rând cu ei? Adică, eu, dacă aș fi un politic, ceea ce nu sunt și nici nu mi-aș dori sincer să fiu, să devin, dar dacă vorba aceea țara o cere, sunt dispus, dar ca un politic cred eu că aș avea mai mare capital, între ghilimele, electoral, dacă aș sta în rând cu poporul meu. De pildă și aș merge cu ai mei la pelerinaj, nu? Și aș sta în coadă, aș asculta cam toate păsurile. Adică... Aș înțelege că acolo e vorba, într-adevăr, cum spuneai, de o jertfă. Este vorba de o formă de dar pe care îl aducem Sfântului la care ne închinăm. Deci nu este întâmplătoare acea coadă. Este o formă de comuniune și o formă de sinergie, de fapt. Da, pentru că, iarăși, nu vreau să șochez pe nimeni, dar oricât ar țipa unii progresiști și, mai cu seamă, oricât ar injuria, pentru că asta este ceea ce constat și anul ăsta mai abitir parcă decât anii trecuți, e o apetență aceasta pentru injurie la adresa plebei religioase din partea unei așa zise elite, autointitulate elite, vezi Doamne, a progresului și a prosperității. Orice s-ar spune, sfinții sunt ultimii mari factori de coagulare. Absolut. Nici măcar sportul nu mai coagulează, nici măcar ajutoarele la Uniunea Europeană nu mai coagulează, că sunt tot timpul aceiași oameni. Iată însă că în cele două pelerinaje amintite are loc o plebiscitare de cu totul altfel.
a neamului românesc, are loc o demonstrație de frățietate. Când acolo nimeni nu se adună ca să demonstreze forță. Dar dimpotrivă, smerenie. Smerenie, dacă se poate. Unii pică și fizic din cauza slăbiciunilor trupești. Așadar, în fața acestor fenomene binecuvântate, în care vezi că o societate e capabilă să treacă de toate diviziunile, de toată o travă pe care o înghite pe banii săi, că plătește abonament la cablu, la televizor, că poate să treacă peste toate celelalte scandaluri, mai mari sau mai mici, și să se adune în jurul sfinților. Acest exercițiu, dacă nu-l onorezi în consecință, dacă nu-i acorzi cu adevărat importanța pe care în mod real o merită, înseamnă că n-ai priceput ce oameni conduci și reprezinți și, de fapt, în ce țară și pe ce lume trăiești. Punem punct provizoriu aici discuției cu Radu Preda despre rolul teologiei sociale în actuala conjunctură spirituală a societății de tip occidental. O temă pe care cu siguranță o vom relua pentru că oferă puncte de vedere constructive de care cât mai mulți dintre noi trebuie să fie conștienți. Mulțumindu-i lui Radu Preda pentru prezența în emisiune, vă spun rămâneți cu bine și nu încetați să reflectați util asupra a tot ceea ce vă înconjoară.